Nu se pune în discuție pentru că nu au fost reacții adverse care să necesite. Acum, legile în America și nu legile, sistemul juridic face ca la fiecare doctor să fie trei avocați. Astfel de litigii au dus la retragerea unor medicamente extrem de puternice. Celebrul caz Vioxx a deschis o nouă clasă de produse antireumatice și a fost retras pentru că au fost câteva reacții adverse. Mă rog, firma n-a vrut să-și asume procese ani de zile cu zeci de mii de petenți. Da, înțeleg că în Italia, Valvulcu, se face un astfel de fond de despăgubire pentru pacienții COVID care sunt tratați cu medicație Pfizer. Așa cum spunea, era draftul, era tipul de contract care se practică în Statele Unite, mai ales în astfel de situații în care statul comandă, statul dorește soluții farmacologice la o problemă de sănătate publică. Și e normal să-și asume și riscurile. Beneficiile sunt însă evidente, adică nici nu putem pune în balanță. Dacă ai două efecte adverse la un milion de vaccinări, de exemplu, la copii, și ai unul la mie cazuri grave care necesită internare la ATI și dezvoltă acel sindrom.